Cine sunt cele patru nume de șefi vehiculate pentru noul sezon Ce șefei la cuțite? Anunț incredibil făcut de Antena 1. Fanii emisiunii Șef la cuțite așteaptă cu sufletul la gură ca producătorii să facă marele anunț legat de jurații noi care îi vor înlocui pe Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea, după plecarea lor. Cei trei șefi nu au vrut să-și mai facă apariția în show culinar, așa că nu s-au prezentat la filmările noului sezon, lundui i pe toți prin surprindere. Acum se vehiculează pe internet câteva nume ale unor bucătari profesioniști, pe care telespectatorii îi vor în locul fostelor vedete Antena 1. Fanii emisiunii șef la cuțite nu mai au răbdare. Toți vor să știe cine le va lua locul foștilor jurați în show-ul culinar. Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bonte au spus adio acestui proiect, anunțând acum ceva vreme plecarea lor din trust. Telespectatorii, care urmăreau cu sufletul la gură emisiunea, au avut parte de un șoc atunci când au auzit că cei trei bucătari nu vor mai fi jurați în noul sezon. Așa că acum multă lume se întreabă cine va veni în locul lor. Pe internet circulă anumite zvonuri și nume ale altor bucătari profesioniști, care pot lua locul cu brio celor trei. O avalanșă de comentarii a început să curgă în mediul online, după ce pe pagina oficială a emisiunii a fost postat un mesaj cu subînțeles. Fi cu ochine 4. Vin noi șef la cuțite în curând pe Antena 1 și Antena a Y. Se arată în mesajul postat pe pagina de Instagram oficială de la Șef la Cuțite. Fani emisiunii Șef la Cuțite, primele pronosticuri despre noi jurați. După mesajul postat de producătorii emisiunii, fanii nu s-au putut abține și au pornit o avalanșă de comentarii. Mulți s-au întrebat cine ar putea să vină în locul lui Scărlătescu, Dumitrescu și Bontea. Unii spun că potrivit să ocupe locurile goale ar fi niște bucătari profesioniști, tineri și plini de entuziasm, care să atragă publicul în număr cât mai mare. Iată că au venit și primele propuneri făcute de fanii competiției către echipa de producție. Una dintre ele ar fi șef Iani Alexandri Dris, cel care a câștigat sezonul trecut al emisiunii. Alte nume vehiculate pe internet de către fani ar fi ale șefilor Ștefan Popescu ori Alexandru Cormezan dacă v-a dat prin cap cumva să aduceți șef de genul Nicolai Tand, Blenche, atunci puteți să-i pregătiți coliva la emisiune. Atenție, nu am nimic cu ei, sunt super de bun simți și ok oamenii, dar pentru acel show sunt prea insipizi. nu au carismă, nu sunt mega energici, nu sunt amuzanți, nu au nici duritatea necesară. Înțelegeți un debat, efectiv nu se pot plia pe genul ăsta de scenariu. Chiar sunt mega curios să văd pe cine puneți în loc dacă unul dintre ei va fi șefian. Am să mă uit. Este timpul pentru cei tineri și talentați. Șef Stefan Popescu unul dintre ei, parcă și Alexandru Comerzan. Trebuie să mergeți mai departe, bravo! Din păcate, nu cred că va mai fi la fel. Sper doar să nu fie șef Ștefan Popescu. Este super în înfat, a fost unul dintre comentariile internauților.